Filipeni, capitolul 3, și vom citi cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 17. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 3, de la versetul 17. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Deci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrăjmași în crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor. Și se gândesc la lucrurile de pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are, de a-și supune toate lucrurile. Amin. Amin. Doamne, punem acest cadru înaintea Ta și te rugăm să te binecuvinteze. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru încă o seară de har, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, pentru că îți simțim prezența în mijlocul nostru. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești. Amin. Și te rugăm, Doamne, să te atingi de inimile noastre. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Vă spun din adâncul inimii, sunt totdeauna impresionat de râvna pe care o are. Pentru felul în care vă strângeți la o altă, pentru felul în care știți să cinstiți pe Dumnezeu prin cântare și prin jertfa dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Biserica noastră are ca și cuvânt de salut un cuvânt din Scriptură pe care cred că Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Sunt cuvintele Domnului Iisus în Luca 4:19, care spune și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Dragii mei, Dumnezeu ne vrea să fim oameni care să experimentăm îndurarea lui Dumnezeu, să lăsăm ca această îndurare să ne entuziasmeze și mai apoi să o extindem înspre alții. Rugăciunea noastră pentru noi și pentru toate bisericile surori este ca fiecare din noi să fim oameni care să experimentăm îndurarea Lui. Amin. Și când am experimentat-o și când ne-a entuziasmat, dragi mei, suntem chemați să o extindem spre alții. Serile de evanghelizare, orice ocazie în care îți deschizi gura pentru Domnul, e o nouă ocazie în care poți să extinzi îndurarea lui Dumnezeu către toți cei care au nevoie de ea. Și cine are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu? El să ne ajute la această an. Amin. Probabil că toți șoferii știți că din 12 octombrie a intrat în vigoare o lege care nu te mai lasă să vorbești la telefon în timp ce conduci. De asta m-am pregătit, mi-am cumpărat și eu o cască de asta mică, în așa fel încât să nu plătesc amendă. A trebuit să se întâmple câteva tragedii ca să ne dăm seama că nu poți să fii preocupat de două lucruri deodată atunci când șoferi. Dar în viață mi se pare că putem face mai multe lucruri deodată și ajungem să ne fălim cu asta. În realitate însă, când încercăm să facem două lucruri deodată, nici unul din ele nu le facem bine. Din păcate însă, și noi ca și credincioși, avem senzația că putem să avem mai multe preocupări deodată. Ne preocupă cerul, dar ne preocupă și lucrurile de pe pământ. Ne preocupăm de cer, dar când avem timp. Copiii lui Dumnezeu, dragii mei, oamenii care afirmă că sunt preocupați de cer,
ar trebui să facă din preocuparea aceasta preocuparea numărul 1. Știu că oamenii atunci când fie îmbătrânesc, fie se apropie vreo boală, vreun diagnostic care nu-i clar, sunt oameni care se gândesc, mă, oare ce o să fie? Apostolul Pavel scrie această epistolă din ce era în pușcărie. Și indiferent unde era, a fost în pușcărie sau în călătorie misionare, Pavel a fost un om preocupat de cer. N-a contat poziția lui, a contat preocuparea lui. Dragii mei, în seara aceasta, îngăduiți-mă în pasajul pe care l-am citit și v-aș încuraja să rămânem cu Biblia deschisă. Apostolul Pavel este cel care ne arată cum arată un om preocupat de cer. Îngăduiți-mă să te întreb. Ești preocupat de cer? Haideți să vedem cum arată un astfel de om. În primul rând, un om preocupat de cer este unul care știe că a primit dreptul de a intra în cer. Un om preocupat de cer este unul care știe că a primit dreptul de a intra în cer. Apostolul Pavel, când vorbește despre cer, spune, dar cetățenia noastră este în cer. Dragii mei, observați cât de sigur este Pavel atunci când vorbește despre cer. Pavel spune, eu am o cetățenie cerească. Dragii mei, cine e preocupat de cer, trebuie să știe că a primit dreptul de a intra în cer. Știu că majoritatea oamenilor când sunt întrebați, spune dacă există rai și există iad, unde vrei să mergi? Marea majoritatea oamenilor ți-a răspunde sigur, vreau să merg în rai. Dar dacă îi întrebăm pe oameni buni, dar cum pot să ajungi în rai, lucrurile se schimbă. Apostolul Pavel ne spune, eu am primit o cetățenie cerească. Dragii mei, în ceruri nu intră decât oamenii care au primit cetățenia. Oamenii care au primit dreptul de a intra în cer. De aceea e important să aflăm câteva lucruri despre cetățenia aceasta. Mai întâi, poți primi dreptul de a intra în cer. Nu când ajungi la poarta raiului, așa cum își imaginează oamenii sau cumva cum e folclorul, ci poți primi dreptul de a intra în cer aici când ești pe pământ. Aici când asculți Evanghelia, aici când ești invitat să îl primești pe Hristos, aici poți primi dreptul de a intra în cer. O să vă aduc aminte de o împrejurare în viața lui Iacov, când trebuia să fugă de propriile lui greșeli, l-a oprit și l-a întâlnit Dumnezeu. I-a dat o descoperire cerească, a văzut o scară care se pobora din cer până și atingea pământul și îngerii lui Dumnezeu se suiau și se poborau. Iacov, cutremurat de descoperirea aceasta, avea să spună în împrejurarea aceea, aici este poarta cerului. Dragii mei, poarta cerului nu-i undeva sus în cer. Poarta cerului e aici pe pământ. Aici unde se propovăduiește cuvântul. Dragii mei, când cuvântul lui Dumnezeu este propovăduit, când Hristos este proclamat, când oamenii sunt invitați să primească harul iertării, aici se primește dreptul. Da? E important să aflăm cine poate beneficia de un astfel de drept. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune harul acesta este pentru absolut toți oamenii. Să știți că Dumnezeu nu are favoriți. În Ioan 3:16, cuvântul ne spune simplu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, lumea. Dragul meu, într-o țară sau în alta, nu poți să intre toți oamenii. Dar în cer, Dumnezeu îi vrea pe cât mai mulți. Slavă Lui pentru asta.
cerul este un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru fiii oamenilor. Iadul e pregătit doar pentru diavol și îngerii lui. De aceea, orice om care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și orice om care vrea să creadă în el, poate să primească dreptul de a intra în cer. De curând, Statele Unite a deschis granițele sale pentru toți cetățenii polonezi, așa că polonezii pot circula în America fără viză. Sigur că lucrul ăsta ne-a supărat pe noi românii, dar nu poți să pui condiții. Fiecare țară are drepturile ei și tratează pe cei care vin în felul lor. Dumnezeu însă, când deschide cerul, și când l-a deschis prin Hristos Domnul, îl deschide pentru toți oamenii. Dragul meu, dacă ești în seara aceasta aici și dacă nu e sigur că ai primit cetățenia cerească, în modul cel mai simplu te invit să crezi în Domnul Iisus Hristos, să te naști de sus. Într-o anumită împrejurare, Domnul Iisus stătea de vorbă cu Nicodim, un fariseu, un om preocupat de lucruri spirituale. Domnul Iisus trebuie să-i spună adevărat, adevărat îți spun că dacă nu te naști din nou. Acolo termenul este dacă nu te naști de sus. Vedeți, cetățenia se dovedește, cel puțin în vremea Apostolului Pavel, trebuia să fii născut. Și ca să ajungi cetățean al cerului, e important să știi că ești născut de sus. Născut din Dumnezeu. Și când cineva își deschide viața pentru Domnul, și când cineva spune, Doamne, am nevoie de Tine, Dumnezeu pune sămânță din sămânța Lui și ne naște de sus. Pune noi o altă, ne dă un astfel de drept. Și cuvântul ne spune, dar tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred, El le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Slavă Lui pentru asta! Șansa asta, dragii mei, este pentru orice om. Și este pentru astăzi. De șansa asta poate beneficia oricine. Încă trebuie să te întreb. Tu știi sigur că ești cetățean al cerului? Știi sigur că ești născut de sus. Dragii mei, nu trebuie să așteptăm să ajungem acolo, să vedem ce o să fie. Siguranța cetățeniei noastre e să în faptul că numele noastre sunt scrise în cer. Vă aduceți aminte că ucenicii s-au întors din prima lor călătorie misionară, s-au bucurat de realizările lor, de ceea ce au făcut ei. Domnul îi oprește și spune, bucurați-vă mai degrabă, că numele voastre sunt scrise în ceruri. Bucurați-vă de ceea ce sunteți. Bucurați-vă de faptul că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dragii mei, nimeni altcineva nu ne poate scrie numele în ceruri. Nu ne putem scrie noi, nu ne putem șterge noi, ci numele noastre sunt scrise în ceruri în clipa în care cineva își deschide viața pentru Domnul Iisus. Ești sigur că ai primit cetățenia cerească? Că ai primit dreptul de a intra în cer? În al doilea rând, un om preocupat de cer este un om care se poartă într-un mod demn de cer. Vă rog să observați că una decurge din cealaltă. Oamenii care știu că au primit dreptul de a intra în cer, dovedesc lucrul acesta printr-o purtare demnă de cer. Și ne întoarcem în textul nostru, cuvântul ne spune versetul 17, urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în locul noi. Și vreau să subliniați felul în care se poartă.
De altfel, întreg pasajul este structurat în așa fel încât să creeze un contrast între o categorie de oameni și o altă categorie de oameni. Dintre ei sunt dară. Unii se gândesc la lucrurile de pe pământ, alții se gândesc la lucrurile de sus. Și diferența dintre cei doi o face, în primul și în primul rând, destinația sau preocuparea lor. Vreau să observați că sunt oameni care se gândesc și sunt preocupați doar de pământ și pe de altă parte ai oameni care sunt preocupați de cer. Și între o categorie și alta trebuie să fie o diferență extraordinară dată de purtare. Și Pavel îndrăznește să spună că un om preocupat de cer trebuie să se poarte altfel decât celălalt. Îngăduiți-mi doar câteva lucruri să subliniez despre felul de purtare a oamenilor care se gândesc la lucrurile de pe pământ. Nu doar că au o perspectivă pământească, pentru că și noi purtăm de grijă de mâncare, de hrană, de căldură, de celelalte lucruri, dar oamenii care se gândesc la lucrurile de pe pământ își trăiesc viața doar în orizontul acesta. Cineva spunea că fiecare din noi, toți trăim sub același cer. Dar fiecare are un alt orizont. Oamenii care se gândesc la lucrurile de pe pământ sunt oameni care își trăiesc viața după capul lor, după pornirile lor. Oamenii care sunt preocupați de cer sunt oameni care își trăiesc viața după principiile lui Dumnezeu. Prima categorie sunt oameni care fac din pântecele lor Dumnezeul lor. Am crezut multă vreme că când Pavel vorbește despre oameni care fac din pântecele lor Dumnezeul lor, sunt cei care mănâncă mult. Dar aici Pavel folosește o expresie ca să arate că sunt oameni care fac din pasiunile lor, din plăcerile lor, elementul care le conduce viața. Mai mult, astfel de oameni, cuvântul îi spune, slava lor este rușinea lor. Cu alte cuvinte, ei se slăvesc cu lucruri de care ar trebui să le fie rușine. Cineva spunea că omul este singura creatură în stare să roșească și singura care are de ce să roșească. Și într-o astfel de comportare, într-un astfel de mediu, cei care sunt preocupați de cer ar trebui să învețe să se poarte altfel. Și din punctul acesta de vedere, creștinismul se învață. Pavel spune, urmați, dar pilda mea. Și când Pavel spune, urmați, dar pilda mea și purtarea mea, el vrea să arate felul în care purtarea unui credincios ar trebui să influențeze purtarea celorlalți credincioși. În felul acesta ar trebui să deprindem ce înseamnă să te porți ca și creștin. Un om preocupat de ce? E un om care se poartă într-un mod demn de ce? Pentru că, dragii mei, destinația noastră face diferență. O să vă dau un exemplu. Atunci când zbori cu avionul și pleci din aeroportul foarte mare, adevărate centre din care se zboară în toate părțile și în toate continentele, în terminalele acestea imense, te uiți și vezi oameni îmbrăcați extraordinar de divers. Sunt unii care își iau o scurtă umbrugă, îi vezi că sunt îmbrăcați ca de iarnă, și imediat îți dai seama că se duc undeva înspre sezonul rece. Sunt alții care sunt și ei acolo, dar sunt îmbrăcați sumar pentru că vin de undeva de la căldură. Și când te uiți în aeroport, stai să te întrebi, măi, ăsta unde merge? Pentru că vreau să înțelegeți. Destinația face diferența. Dacă știi că te duci într-o anumită direcție, te porți așa și te îmbraci așa. Dacă știi că te duci într-o altă direcție,
te porți așa și te îmbraci așa. Dragii mei, într-un astfel de context, copiii lui Dumnezeu, oamenii care spun că sunt preocupați de ce, sunt îndemnați să se poarte într-un mod demn de ce. Îngăduie să te întreb. Când oamenii se uită la tine, se uită la noi, când știu că ne spunem că vrem să mergem spre cer, pot să vadă noi o altă purtare? Un alt fel de comportament? Nu poți să spui că ești preocupat de cer, dar să trăiești ca și când nu te duce pe acolo. Al treilea element. Apostolul Pavel spune, un om preocupat de cer este un om care știe să plângă pentru toți cei care sunt dușmani ai cerului. Urmăriți-mă în text, versetul 18. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. E foarte interesant că în această epistolă a bucuriei, unde termenul bucurie apare de foarte multe ori, Pavel știe să și plângă. De altfel, poți cunoaște un om după lucrurile care îi produc bucurie și după lucrurile care îl fac să plângă. Pavel este cel care își pune inima în față și spune, mă uit și astăzi și vă spun plângând. Sunt oameni care se poartă ca și dușmani ai crucii lui Hristos. Și sigur că Pavel avea în mod deosebit în vedere pe acei învățători care fie tăiau din cruce, fie adăugau cruci. În astfel, într-o astfel de abordare, creau confuzie în învățătura pe care o propagau. Și o să vă spun sigur. Erau oameni care încercau să acrediteze ideea că cel care vrea să meargă spre cer, cel care vrea să cunoască mântuirea, trebuie să creadă în Hristos, dar la asta trebuie să adaugi anumite reguli, mai ales reguli iudaice. Ei erau fariseii, erau iudaizatorii, oameni care ar fi îngreunat Evanghelia și ar fi adăugat la crucea lui Hristos tradițiile și regulile omenești. Pe de altă parte, era o altă categorie de învățători care sublineau harul, credința, dar un har care se lase pe oameni să trăiască oricum. Și Apostolul Pavel în Roman întreabă retoric, să păcătuim ca să se mulțească harul? Nici de cum. Dragii mei, și astăzi sunt oameni care se lasă amăgiți. Și vreau să înțelegeți că cel rău este extrem de interesat și astăzi să creeze confuzie în viața oamenilor. Și să îi facă să creadă că ei merg spre cer, dar de fapt să aibă surpriza neplăcută, că nu vor ajunge acolo. O să vă dau două exemple. Vă rog să deschideți în Matei, capitolul 7, și suntem în învățătura Domnului Iisus în predica de pe munte. Domnul Iisus vorbește despre o categorie de oameni care vor avea o imensă surpriză. Ei sunt farisei, ei sunt cei care vor să meargă spre cer, cred că merg într-acolo, dar ei n-au o relație personală cu Domnul. Ascultați ce spune Scriptura. Mulți îmi vor zice, în Matei, capitolul 7, versetul 21 și 22, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine,
oameni religioși, activiști în lucruri bune, dar care n-au o relație personală cu Domnul. Ei nu-L cunosc pe Domnul și Domnul nu-i cunoaște pe ei. Și în ziua aceea, oamenii aceștia vor avea o imensă surpriză, pentru că toată viața lor au crezut că merg spre cer. Încolo, cerul rămâne închis. Domnul Iisus nu-i cunoaște. Și când Pavel se gândește la acești oameni, începe să plângă pentru ei. N-are atitudinea de aroganță a celui care se crede superior pentru că el are cetățenie cerească, ci se uită la oamenii aceștia care se înșală singuri și înșală și pe ceilalți. Există însă și o a doua categorie, a formaliștilor, a oamenilor care au o credință doar de pe buze, dar o credință care n-a schimbat nimic în viața lor. Vă rog să deschideți împreună cu mine în Iacov, capitolul 2, și vreau să descoperim împreună adevărul acesta. În Iacov, capitolul 2, cuvântul spune așa. În capitolul 2, cuvântul spune așa. Tot așa și credința, versetul 14. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Cu alte cuvinte, oameni care știu să recite bine crezul, dar oameni care n-au o viață schimbată, oameni care au senzația că pașaportul pentru cer e un simplu ritual, botezul, fie la vârstă mică, fie la vârstă adultă, n-are importanță. Că poți trăi oricum, oricum harul suficient. Dragii mei, și unii și alții, și farisei și formaliști, vor avea o imensă surpriză. Când Pavel se uită la oamenii aceștia, cuvântul spune, un om preocupat de cer este un om care știe să plângă pentru toți dușmanii cerului. Pentru că, dragii mei, doar Domnul Iisus Hristos plus minus nimic și doar jertfa Lui și doar credința în lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus poate să ducă pe cineva în cer. Oricine sau oricine scade din asta, se înșală pe el și înșală și pe ceilalți. Extrem de incomod astăzi să spui că Domnul Hristos este singura cale spre cer. Oamenilor le place mult mai mult un spirit de toleranță și de acceptarea diversității. Dar nu poți să fii tolerant când e vorba de adevăr. Am auzit, de exemplu, că la un post de radio necreștin, în Chicago, moderatorul a chemat patru teologi, a pus la masă și a încercat să obține de la ei argumente în favoarea afirmațiilor exclusiviste ale Domnului Iisus. Pentru că nu e așa, oamenii pot să accepte o învățătură sau alta, dar când e vorba de învățătura Domnului Iisus, El spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și fiecare din teologii aceștia a încercat în felul lui să argumenteze cât de important este să înțelegem afirmațiile exclusiviste ale Domnului Iisus. Un al patrulea teolog care era și el părtaș la acea discuție, era un evreu mesianic, profesor, la Institutul Moody din Chicago. Reporterul știind lucrul acesta s-au îndreptat înspre el și a încercat să reformuleze întrebarea într-un mod care să îl prindă. A spus, domnule, vreți să spuneți că frații dumneavoastră evrei, iudeii în general,
nu vor ajunge în cer decât dacă cred în Iisus Hristos, omul s-a oprit, n-a spus nicio vorbă. Camera era îndreptată spre el. Deodată a început să plângă, se curgă lacrimi pe obraz, hohote de plâns s-au stârnit din inima lui. Omul n-a mai putut să spună nicio vorbă. Moderatorul, ca să salveze momentul, a spus următoarele: astăzi am auzit și am văzut cea mai puternică pledoarie pentru ceea ce înseamnă exclusivitatea mântuirii prin Hristos. Pavel plângea pentru cei din neamul lui. Și frați și surori, noi cei care ne bucurăm că suntem cetățeni ai cerului, n-ar trebui oare să știm să plângem pentru cei care sunt dușmani? N-ar trebui să fim preocupați pentru de mântuirea lor? Cineva spunea, oamenii care se duc înspre cer dovedesc lucrul acesta prin faptul că nu vor să meargă singuri. Și eu trebuie să repet. Oamenii care se duc înspre cer dovedesc lucrul acesta prin faptul că nu vor să meargă singuri. Îmi aduc aminte că eram copil când am învățat la mandolină. De altfel, am învățat să cânt la mandolină înainte să fie știut literele din alfabet. Mă doare astăzi când văd tot mai puțin copii din bisericile noastre fiind preocupați de muzică, de note, de cântat la un instrument sau la altul. Cântam la orchestră și mi-aduc aminte că am învățat cântarea de pe cale către cer, dar copiii tăi unde-s? De când am luat mandolină, nu știu cum se făcea că întotdeauna auzeai frați și surori care începeau să plângă. Pentru că știau că au încă oameni dragilor care nu se duc spre cer. Dragii mei, știm să plângem pentru cei care sunt dușmani cerului, pentru cei care se amăgesc că sunt pe drumul spre cer, dar de fapt nu sunt. Un ultim lucru. Apostolul Pavel vine să spună, un om preocupat de cer este un om care privește spre Domnul din cer. Ascultați ce spune Scriptura. Versetul 20. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să subliniez termenul acesta, de unde și așteptăm. În traducerea noastră, așteptarea poate să fie un termen destul de general, pentru că noi așa întotdeauna în viață ne-am obișnuit să avem anumite așteptări. Și cealaltă față a monedei este dezamăgirea. Ai așteptări de la un guvern, te-au dezamăgit guvernul. Ai așteptări de la copii, copiii pleacă, te-au dezamăgit și ei. Și aici, pe pământ, așteptările noastre sunt urmate de dezamăgirile noastre. Pavel însă vorbește aici de o așteptare mult mai intensă. E, dacă vreți, acea preocupare care te face să te gândești doar la acest lucru. O să vă dau un exemplu. Imaginați-vă că sunteți într-o gară imensă, șuieră trenul, e clar că el vine pe linie, s-a făcut deja anunțul, oamenii se poziționează corect să nu fie trași și în mulțimea asta vezi pe cineva care e cu buchet de flori în mână. Nu e suficient de înalt încât simte nevoia să se ridice pe vârful picioarelor pentru că n-ar vrea să piardă din vedere, din privire pe cea pe care o așteaptă.
Simțim diferența? Toți se pot uita într-o parte sau în alta, dar cel care așteaptă pe cineva e atât de captivat de această așteptare, încât privirea lui, focalizarea lui, e nu cumva să-l pierd din vedere. Dragii mei, un om preocupat de ce? Este un om care a învățat să aștepte nu ceva, ci pe cineva. Și marea diferență între noi și toți ceilalți oameni, oamenii așteaptă ceva. Și există un sentiment de așteptare în societate, în lume. Și oamenii așteaptă mereu câte ceva. Copiii lui Dumnezeu, dragii mei, sunt oameni care așteaptă pe cineva. Slavă Lui pentru asta! Noi suntem cei care îl așteptăm pe Domnul din ceruri. Și de aceea privirea noastră este îndreptată spre El. Preocuparea noastră este să-L întâlnim pe El. Fiecare din numele pe care le avem în pasajul acesta sublinează, dacă vreți, o așteptare în plus pe care Domnul va împlini prin revenirea sa. Cuvântul spune așa. De unde așteptăm ca Mântuitor. Primul nume asupra căruia vreau să zăbovesc puțin este exact acesta. Așteptăm ca Mântuitor. Deci pe El ne-a mântuit sufletul și la revenirea Lui ne va mântui și trupul. Slavă Lui pentru asta. Noi nu credem doar într-o mântuire a sufletului. Noi credem într-o mântuire a sufletului, dar și a trupului nostru, pentru că cuvântul ne spune El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Deci, aici pe pământ, vrem, nu vrem îmbătrâni. Și când îmbătrânești, bolile bat la ușă. De altfel, bolile nu mai caută de mult la cele pe unii mănuni. Și fiecare din noi purtăm în trupul nostru această îmbătrânire. Începem să scârțim. Ba mai mult, Pavel spune, suspinăm în trupul acesta. Dragii mei, un copil al lui Dumnezeu și el suspină în neputințele, în necazurile, în bolile care se înmulțesc. Dar în mijlocul acestor necazuri, dacă ești preocupat de ce, te uiți cu anticipație la acel moment glorios când Domnul Iisus va veni ca Mântuitor, ți-a mântuit sufletul și îți va mântui și trupul și ți-l va înnoi după chipul și asemănarea Lui, slavă Lui pentru asta. Asta e mângâierea noastră în mijlocul suferinței. Asta e mângâierea noastră în necazuri. Pentru că și dacă nu te mai aștepți să te mai faci bine, și dacă e limpede că nu o să mai fii niciodată tânăr, noi așteptăm pe Cel care ne-a mântuit sufletul și prin aceea jertfă ne va mântui și trupul. Ne va da un trup de slavă. Slavă Lui pentru asta. Pavel spune mai mult. Așteptăm ca Mântuitor pe Domnul. Deci, mei, nu vreau să uităm că Cel care ne-a mântuit e Cel care e la dreapta Tatălui și șade pe scaunul Lui de domnie. Slavă Lui pentru asta. Cuvântul spune El va schimba trupul stării noastre smerite prin lucrarea puterii pe care o are de a supune ce? Toate lucrurile. Dragii mei, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus și-a câștigat dreptul de a supune toate lucrurile. Astăzi ne uităm și avem senzația că lumea întreagă parcă scârție din temelie. În aspectele politice, nu mai știi cine pe cine conduce. Ne uităm la echilibrul în natură și el se clatină. Și oamenii se întreabă cine va fi în măsură să supună toate lucrurile. Și probabil că scena acestei lumi, din punct de vedere omenesc, se pregătește pentru venirea acelui anticrist, care va părea că el știe să supună toate lucrurile. O, dragii mei, potrivit cu Scriptura, Domnul Iisus, prin moartea și învierea Lui, a câștigat dreptul de a lua cartea, de a-i rupe pe cestele. Are titlul de proprietate și de stăpânire asupra întregului univers. De aceea,
Când aici pe pământ mi se pare că totul e un haos, copiii lui Dumnezeu așteaptă acel moment glorios când Domnul Iisus va reveni ca Domn și își va instaura împărăția lui, slavă lui pe toată. Epistola către Evrei ne spune că măcar că acum nu vedem că toate lucrurile sunt supuse. Un dezastru într-o parte, un dezastru în cealaltă, confruntare într-o parte sau în altă, aproape că nu poți să pui degetul pe globul pământesc să nu fie un dezastru. Și oamenii se întreabă, încotro se îndreaptă lumea. Nu știu să vă spun ce o să fie mâine, poimâine, cine o să fie ales sau reales într-o parte sau în alta. Știu un singur lucru, ca și copil al lui Dumnezeu, sunt chemat să aștept pe Domnul din cer. Slavă lui pentru asta. Dar mai este de Apostolul spune, așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus. Numele Iisus este una umanitate. Știi că Domnul Iisus s-a înălțat la cer și a luat cu el trupul său cel înviat. De asta cuvântul ne spune că orice ochi va vedea, chiar și cei care l-au străpuns. Și în cerul acest Iisus a luat cu el trupul său slăvit, pe care noi nu l-am văzut. Și Petru spune, pe care voi îl iubiți fără să fi văzut. N-aș veni în ziua aceea. Nu o să trebuiască nimeni să vi-l arate cu degetul. Fiecare din noi îl vom recunoaște pe cel care a locuit aici pe pământ, a cortuit aici pe pământ, a avut un trup. Oamenii sunt preocupați în fel și tip să întrebe oare Giurgiu de la Torino a prins sau n-a prins chipul Domnului Iisus. Nu mă interesează. Și nu mă interesează dacă a fost cu blond, dacă a fost cu părul lung, dacă a fost cu barbă sau fără barbă. Ceea ce știu însă, dragii mei, este că în ziua aceea ochii mei îl vor vedea și nu altuia, spunea Iov. Și fiecare din noi îl vom recunoaște pe cel pe care am început să-l iubim de aici, de pe pământ. Asta e convingerea noastră. Dragii mei, un om preocupat de ce? E un om care știe că a primit dreptul de a intra în cer. E un om care știe să se poarte într-un mod demn. E un om care știe să plângă pentru toți dușmanii cerului. E un om care privește și așteaptă pe Domnul. Unde trebuie să te întreba? Te regăsești în profilul acesta. Nu poți să iei o parte și să neglijești pe cealaltă. De aceea o să mai întreb. Știi că ai primit dreptul de a intra în cer? Dacă nu ești sigur și dacă o să vezi atunci. Nu. Dreptul se primește acum. Printr-un simplu moment de credință în care te pleci înaintea Domnului, îți ceri iertare, recunoști că în moartea sa a plătit și pentru păcatele tale. În această regenerare, această naștere din nou, Domnul îți dă dreptul de a intra în cer. Și când ieși afară, și când alături de ceilalți îți trăiești viața, ceilalți să vadă în tine o altă purtare. Mă rog din toată inima ca fiecare din noi să fim oameni preocupați de cer. Amin. Amin.
Am vrea să cerem de la Dumnezeu ca toți cei care suntem în seara aceasta aici să fim oameni preocupați de cer. Și vom putea face lucrul acesta atât în rugăciune, fratele Adicuc se va ruga cu voce tare, apoi fratele păstor se întâmplă în cheia.